la adăpostul lui Dumnezeu. Cătând să aflu adevărul, mă străduiam mereu să știu ce adăpost e cel mai sigur din câte sunt pe acest pământ. Ce adăpost există oare asigurat cu întărituri ca să reziste în orice vreme la orice fel de lovituri? Să fie sigură viața păzită de primejdii mari, de duhurile stricăciunii, de duhurile lui Satan. Dar nimeni nu a fost în stare să spună că el a găsit un adăpost aici în lume în care sigur ești păzit. Dar am găsit în Sfânta Carte un șir întreg de mărturii că Dumnezeu cu mână tare îi scapă pe ai săi copii. De vrei un adăpost în viață, acesta e singur Dumnezeu, ce garantează viața celor ce stau sub adăpostul său. El este locul de scăpare. El este locul de adăpost. E faza și ocrotirea noastră pentru oricare credincios. Chiar dacă s-ar mișca pământul, s-ar zgudui munții din loc, pe-ai lui copii Domnul îi ascunde sub brațul lui ocrotitor. Chiar dacă flăcările or arde mai tare decât în cuptor, cum i-a scăpat pe cei trei tineri, Domnul-și scapă al său popor. Acesta-i Dumnezeul nostru. El este locul de adăpost. De treci prin foc, de treci prin apă, cu El vei fi biruitor. Căci Domnul-i locul de scăpare și turnul nostru de adăpost. Scăpare pentru trup și suflet. Acesta-i Dumnezeul nostru. Și nu ne rușinăm să spunem oricui ne-ar cere socoteală. Avem atâtea mărturii și atâtea semne ca dovadă. Noi nu vorbim să încurcăm mintea cu învățături rătăcitoare. Avem dovezi și mărturie că Domnul-i locul nostru de scăpare. La mulți ne-a alinat durerea, pe mulți ne-a vindecat de boale, la mulți în ultimă instanță Iisus le-a dat din nou scăpare, la mulți ne-a ridicat povara. Atunci când am căzut sub cruce, ne-a izbăvit atunci când nimeni nu mai putea să ne ajute. De aceea nu vă mire faptul că ați vedeți un nou născut adus de o mamă în adunare să-l predea în brațul lui Iisus. E mama aceasta ferm convinsă că singurul loc de adăpost unde își asigură copilul e numai brațul lui Hristos. Ea știe că nu e în stare să-l apere, să-l ocrotească. De aceea l-a predat în grija și în paza cea dumnezeiască. Te bucură de acum, Natanael, cu chip plăpând și drăgălaș, că mâna ce te-a luat sub pază e mâna celui prea înalt. Să-ți fie dulce de acum somnul, să fii ca legănat la piept, că Dumnezeu te-a luat sub pază, tu ești la adăpostul său. Bunăvoința lui din ceruri să vină peste capul tău și cei din jur să poată spune că ești păzit de Dumnezeu. Să fii cinstit cu înțelepciune ca David și ca Daniel și ca Ioan să ai iubire și dragoste de Dumnezeu. Ești pus la adăpost, Natanael, la umbra celui preanalt și ești trecut pe lista sfântă, copilul binecuvântat. Tu nu pricepi, dar vine vremea când vei pricepe mult mai mult și atunci ți-a spune cu drag mama, tu ești sub paza lui Iisus. Tu ai fost dus în adunare.
Doamne, Tu ai fost binecuvântat, păstrează-ți dreptul, nu ți-l vinde cum a făcut de multe sau, ca Iacov fiind totdeauna gelos de binecuvântare, sămânța bună în tine crească, să aducă rod cu belșugare, să fii destoinic în viață de orice lucru încredințat, ca cei din jur să poată spune, da, Natanael e un copil binecuvântat. Și acum Te mai rugăm, o Doamne, să binecuvintezi pe mame, să-și poată crește copilașii cu dragoste și cu răbdare, să nu murmure și să rabde oricât de greu e aici jos, căci răsplătirea Ta, Iisuse, întrece așteptarea lor. Le dă putere, sănătate, în încercări le dă răbdare, ca în dureri și în ispite să nu cadă cu crucea în spate. De câte ori suspină o mamă și gândul și-l înalță în sus, ascultă-o, Doamne, Tu din ceruri și n-o lăsa fără răspuns. La fel Te mai rugăm, o Doamne, și pentru tatălui Natanael. Știm, Părinte, al îndurării, că Tu ai putere să Te înduri și de el. Da, Doamne, binecuvintează pe toți câți vin în casa Ta, ca și copiii și părinții să fie binecuvântați. Când va fi mare Natanael și va putea să înțeleagă, să nu uitați, părinți, să-i spuneți amintirea cea de astăzi. Spune-i sora Ancuța lui Natanael să se bucure atunci că e binecuvântat și el îi aparține lui Iisus. Amin.